Diana Brâncuș ne spune cum se manifestă boala. Diana, bună dimineața! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Este o infecție foarte serioasă în condițiile în care sunt cumulate simptomele de la gripă și de la COVID. Cert este că simptomele debutează brusc, te simți ca și cum ai fi călcat de tren. Pur și simplu ești țintuit la pat, nu te poți ridica, sunt dureri crunte de cap, dureri musculare, dureri articulare, o stare generală proastă. Evident, știm cu toții că la gripă debutează brusc astfel de simptome, numai că acele simptome care oricum sunt foarte greu de suportat se cumulează cu cele de la COVID, care la cei mai vulnerabili, la cei cu imunitate scăzută, slăbită, cum sunt copiii sau cei cu boli cronice, oamenii cu vârstă mai înaintată, care, iată, nu fac față atacului viral, aceste simptome pot să aducă mai multe complicații. De aceea este foarte important ca oamenii să știe foarte clar cu ce au de-a face. Există și în farmacie, există teste care depistează și gripa și COVID-ul în același timp. Cei care au simptome foarte zgomotoase, foarte greu de suportat, ar fi bine să meargă și la doctor, pentru că au nevoie de tratament antiviral. Cei care sunt cu imunitate scăzută au nevoie și de internare pentru a fi monitorizați în spital sub supraveghere. Supravegherea medicilor, care știu să intervină imediat cu ce este necesar. În condițiile în care sunt foarte multe cazuri de gripă în ultima perioadă, știm cu toții că a fost declarată starea de alertă epidemică, medicii se așteaptă să apară și mai multe cazuri de florona, cum este numită această dublă infecție, gripă și COVID. Aceea este foarte important să ne protejăm. Dacă avem simptome respiratorii, să punem mască și să nu mergem în colectivități pentru a-i infecta și pe ceilalți. Nu doar că infectăm și pe ceilalți, dar dacă avem probleme de sănătate și mergem în colectivitate, ne prelungim starea de boală și putem să ajungem la complicații.